Salutare, prieten! Bine ați venit la o nouă lecție de limba germană. În acest clip vom învăța împreună pronumele interrogativ welch, care înseamnă care sau ce, dar nu îl veți întâlni sub această formă, welch, pentru că va avea terminații, în funcție de genul la care va fi, masculin, neutru, feminin sau la plural. Așadar, la singular, masculin, vom avea welcher, de la der. Welcher. La singular feminin vom avea welche, cu terminația e. Iar la neutru vom avea welches, de la das. Așadar, welcher, masculin, welche, feminin, și welches, neutru. Iar la plural va fi welche pentru toate genurile. Să țineți minte, da? Și acum facem niște exemple ca să înțelegeți mai bine. Care bărbat este leneș? Welcher Mann ist faul? Welcher Mann ist faul? Observați, man, der Mann este masculin. De unde vine terminația er? Welcher, de la der. Welcher Mann, der Mann. Ok? Care femeie este tristă? Welche Frau ist traurig? Welche Frau ist traurig? Avem welche de la die Frau. Frau este feminin, die. Așadar vom avea terminația e. Welche. Welche Frau. Die Frau. Care copil este bolnav? Welches Kind ist krank? Welches Kind ist krank? Observați, avem welches kind pentru că avem das kind, care este neutru. De unde vine și terminația s, s, welches, la das. Care pere sunt coapte? Welche Birnen sind reif? Welche Birnen sind reif? Aici avem Birnen, care este la plural. După cum spuneam mai devreme, la plural toate sunt welche. Așadar avem welche. Welche Birnen sind reif? Acest bărbat este neamț? Ist dieser Mann ein Deutscher? Ist dieser Mann ein Deutscher? Ce țară este aceasta? Welches Land ist das? Welches Land ist das? Aici am avut welches pentru că avem das Land. Care fereastră este deschisă? Welches Fenster ist offen? Welches Fenster ist offen? Din nou welches pentru că avem das Fenster. Sper că ați înțeles când, cum și de ce se folosește acest welch, din nou simplu, ci cu terminații. Ne vedem la lecția următoare. Până atunci, spor la treabă. Tschüss.